toate proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al personalului din cadrul Muzeului Județean și de Pantrămare Vaslui. Ai văzut doamna Lucită Gabriela. Aviz favorabil. Doamna. Aviz favorabil. Discuții? Nu avem discuții, permiteți-mi să supun votul dumneavoastră. Proiect de hotărâre care articolul 1, cine este pentru, împotriva abținere, articolul 2, cine este pentru, împotriva abținere, articolul 3, cine este pentru, împotriva abținere, hotărârea la ansamblu, cine este pentru, abținere, mulțumesc. La punctul 14, de ordinea de zi, dezbate proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, la recunoscut doamna Fărțică Gabriela. Mulțumesc, doamna Fărțică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Avem discuții? Ne avem discuții, permiteți-mi să supun votul în viață, proiectul de hotărâre pe articole. Articolul 1, cine este pentru? Potriva abținere. Articolul 2, cine este pentru? Potriva abținere. Articolul 3, cine este pentru? Potriva abținere. Articolul 4, cine este pentru? Potriva abținere. Articolul 5, cine este pentru? Potriva abținere. Articolul 6, cine este pentru? Potriva abținere. Articolul 7, cine este pentru? Potriva abținere. Articolul 8, cine este pentru? Potriva abținere. Hotărârea la asamblu. Cine este pentru, împotriva acțiune, mulțumesc. La punctul 15, de ordinea de zi, dezbate proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Vaslui, adunarea generală a Asociației pentru dezvoltarea intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bărlat, Cluj și orașul Mecheș, în județul Vaslui, care în cuvântul doamna Ștemere. Aviz favorabil. Mulțumesc, la urmă. Discuții. Din care am discuții, care nu pot să spun lucrurile dumneavoastră, proiectul de hotărâre de care articolul e articolul 1, cine este pentru, împotriva abținere, articolul 2, cine este pentru, împotriva abținere, hotărârea la ansamblu, cine este pentru, împotriva abținere, vă mulțumesc. La punctul 16 de pe ordinea de zi, dezbate proiectul de hotărâre pentru modificarea aliniatelor 1 și 25 ale articolului 18 din actul constitutiv al societății Centrul de Resurse pentru a face Vaslui, CRAV, recunoscut la asta, aveți favorabil. Vă să vă în 20 minute lucrez la societatea care face obiectul proiectului hotărâri, motivul pe care valora conștiință că nu voi participa la dezbatere și nici la vot. Aceeași poziție o voi avea și pentru punctul următor, 17. Mulțumim să ia cu dar o singură întrebare, v-aș vrea să descrieți cât salariați sunt în prezent la CRAV. Am înțeles că numărul s-a redus. De la cât la cât? Proiectul de hotărâre se referă la Consiliul de Administrație de la 5 și la 3, că angajați sunt un număr de 11 angajați, în care 1 cu jumătate de număr. Mulțumesc, dacă nu mai avem alte discuții, domnul Iacob, domnul. Sigur, puțin îți nu de aici, nu? Întrebarea mea era se numesc guvern administrator, care informează cele două comitete, unul din urma analizării și remunerare și un comitet de audit. Înțeles. Din care comitet de stare, e făcut în persoană, nu? În două. Criteriile pentru administratorii independenți sunt stabilite de legea 31, iar neexecutiv înseamnă că nu au funcția de director executiv în societate. Deci ce înseamnă independent? Adică probabil el de-ai născut de...
Dar, vă rog, ca să... S-a întâmplat și pe 85 de insolvenți. Da, sigur. Criteriile absolvedere pentru a fi intervenit al statului de dependență sunt următoare. Să fie electorat societății, să nu fi devenit astfel de funcție în mult de 5 ani, să nu fi fost salariat de societății sau altfel de societăți controlate de către acesta, să nu primească sau să primească la societate sau la o societate controlată de acesta o remunerație suplimentară și alte avantaje, să nu fie acționat la societății, să sunt mai multe criterii, să fie diferențiat în mod expres, până la 238 aici din contract. Mulțumim, domnule. Mulțumim dacă avem o altă discuție pe mință. Da, da, da. Nu era lucrare de control, dar nu am dat ceva. Mulțumim. Dacă mai avem alte discuții? Dacă nu trebuie timp să supun votul dumneavoastră, voi putea vădere de termen. Vă rog, ne-a trebuit să acuzați. Articolul 1, cine este pentru, vădere va abține. Articolul 2, cine este pentru, împotriva abține, articolul 3, cine este pentru, împotriva abține, hotărârea n-a abținut, cine este pentru, împotriva abține, vă mulțumesc. La punctul 21 de pe ordinea de zi, dezvoltă proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la hotărârea Consiliului de Județean Bacuie, numărul 15 din 2014, privind însușirea indicatorilor tehnico-economice a venitului obiectivului de investiții, reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatic, Centru Cultural Județean Internațional, cu modificări și modificări ulterioare. Are cuvântul domnul Sârbu? Aviz favorabil. Aviz favorabil, domnul Sârbu. Doamna Șlaimer, mulțumesc, domnul Buf. Comisia Bugetului avizează favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumesc, dacă avem niște lucruri în marginea acestui proiect. Domnul Iacob, vă rog. Mă duc aminte că am mai fost în discuții proiectul să fie hotărâre. De la momentul respectiv, n-am aflat că Consiliul Județean în funcție, nu am aflat câți bani s-au cheltuit și nici în materialul prezentat astăzi, câți bani s-au cheltuit până acum de această investiție și cât în procent este executat din această importantă lucrare, pentru că vă destul de mare de sunt toate 90 milioane de euro. Dar să nu putem spune detaliat, prin face o imagine, cât bani avem de cheltuie acum înainte. Știți că am avut o dezbatere pe acest proiect și am făcut că încercăm să refacem și am refăcut proiectul pentru a avea probleme cu probleme de riscuri și așa mai departe. La acest moment, cheltuielile pe construcții și montaj sunt de aproximativ 5 milioane de lei, care la ora asta ar însemna 25% din valoarea aceea, dar n-a urcat și aproximații în înseamnă 35-45% din lucrarea nerefăcută cu toate agreventări la momentul la care vorbeam. Noi am mai făcut față de proiectul inițial niște adăugări și sperăm să putem să supunem seacului, să fie licitat și să putem să avem o lucrare așa cum ne dorim să fie acea lucrare. Precizez că acești bani sunt cu care aveți călătiți până acum, sunt din programul național de dezvoltare locală. De acolo mai avem o sumă de nas în funcție de cum lucrăm și o sumă pe care o va pune în jurul local. Nu credeți că ar fi fost nevoie să fie prezentată când punele motive măcar situația lucrărilor, cât s-o cheltuit, cât mai vreau. Adică noi practic, mai asta cum e prezentat aici, practic ar fi ca o lucrare nouă. Dar dacă, eu îți vă cred pe cuvânt, n-am ce face, n-am încotro, dar ceva scris în materialul pe care îți arată lume, s-a făcut, aia, totul ce vă dă. Eu vă spun și cum ați făcut, practic, 5 mi-ați dat 9 mi-ați dat
a făcut o socoteală locul. Când pare că nu știți exact câte lucrări s-au făcut acolo și care sunt lucrările. Asta nu face să vă cred mai mult. Dar eu cred că, normal, așa ar fi. Că, probabil, vom mai rectifica o dată indicatorii ăștia. Că nu cred eu că se termină anul ăsta. Și poate data viitoare, vom avea o situație explicită în raport. Dar cred că v-am plăcut în ianuarie mare și de aceea mă văd nevoit să... Știu că doriți întotdeauna să ieșiți în aceste ianuari. N-ar vrea să vă las acolo. Dacă cumva mai sunt alți colegi aflați în aceeași afară, atunci sper ca explicațiile mele să ilumineze și cum ești. Să înțelegem foarte bine și dacă nici nu trebuie ne pot deosebim să eram înțelesul. Reabilitarea acestei construcții a fost aprobată printr-un program național de dezvoltare locală, PNDR-1. În acest program s-a încheiat un contract de finanțare care avea valoare de aproximativ 100 de miliarde, 102 miliarde, acela, 102 miliarde. S-a făcut proiectare potrivit normativilor de atunci, s-a întocmit caietul de sarcini, s-a întocmit caietul de sarcini pentru lucrarea respectivă, pentru întreaga lucrare. Deci să ne înțelegeți. La licitație s-a prezentat un executant care a câștigat cu 60 plus 20 și a câștigat această licitație. Din valină, el a executat o parte din lucrare. Din motive cunoscute acum de public, toți, pentru că el a intrat în procedura de faliment, va trebui să încheiem această, să reziliem acest contract și să facem socotele. Noi am cheltuit din suma alocată atunci aproximativ 5 milioane lei. Potrivit proiectului de atunci, am realizat aproximativ 50% din construcție. Ca să ne lămurim. Pentru că avem o situație foarte exactă, că nu puteam să trecem la pasul următor, dacă nu aveam o situație foarte exactă, expertiză foarte atentă cu lucrările care-i lăsat la jumătate, care-i lăsat la un sfert și că trebuie să evoluăm foarte bine început. Odată reziliat contractul, noi trebuie să luăm măsuri ca el să fie continuat până la finalizarea lucrării, pentru că nu era finalizat nici contractul de finanțare, nici execuția ta. Numai când de timp au apărut reglementări noi, atât în ceea ce privește situațiile de urgență, cât și anumite lucruri care sunt necesare pentru desfășurarea activităților, schema rotativ și cel. Și atunci am făcut-o, după ce am evaluat foarte bine stadiul lucrării, poate cel zilele și către mea, am reglementat raporturile noastre cu acel constructor și cu finanțele. Pentru că știți că acolo lucrările nu se poate deconta nimic acolo, fără să fost executat. Că dacă se decontează cumva ceva, este o mare greșeală și răspund la cei care au aprobat, care au verificat situații de lucrări, etc. Deci, ce s-a executat s-a plătit, ce a fost de recuperat s-a recuperat, ce s-a cumpărat și nu s-a pus în oferă a fost din nou data noi. Dar noi explicația asta am anunțit ca să înțelegem cu datul de întotdeauna. Dacă e vreun lucru neclar, vă rog să mă întrebați. După toate acestea, deci am trecut la activitatea de reproiectare. Ca să putem întocmi noul caiet de sarcini. Și ca urmare a acestei activități, de reproiectare în conformitate cu tot ceea ce am discutat până acum, cu dispozițiile noi din legea privind situații cu genul, cu dorința noastră de a face mai conform cu scopurile, mai modern locul respectiv, dorim să facem în piață, ca să aibă scenă rotativă și multe alte treburi, conformitatea asta s-a făcut reproiectarea. La reproiectarea a ieșit când îi trebuie o sumă mai mare decât cea care ne-a rămas, pentru că acel contract încheiat era încheiat pentru tipul acela de proiectare. Trebuie o sumă mai mare, dacă noi ne-am angajat pentru finalizarea lucrărilor, s-o atribuim din fondurile proprii. Ne mai fi posibil să mai soliciți alți bani de la PNDR
un, pentru că el este un contract încheiat, este publicat, este urmărit și așa mai departe. Și noi avem obligația, în cadrul PNDR-ului cu să finalizăm obiectivul. Adică dacă noi ne-am propus acum să aducem la standard cu toată lucrarea aceasta, avem obligația de fapt o aduce. Că nu putem să deschidem teatru dacă nu avem autorizații de la infrastructură. Atunci trebuie să-și contribuim cu banii respectivi, PNDR-ul nemai putând suplimenta sumele respective. Acesta este stadiul acum. Nu știu dacă a fost ridicat în SEAF după aprobarea indicatorului, urmează să ridicăm în SEAF achiziția respectivă și vom vedea cine se prezintă pentru execuția de lucrări. Jocul ofertantului va fi cel care va spune până la urmă cât anume în raport cu acești indicatori care îi aprobăm noi, cât anume vom plăti pentru lucrarea respectivă. Dacă mai sunt lămuriri, acum întrebăm și evident dacă lucrurile acestea sunt oarecum complicate și mai greu de reținut. Eu v-aș ruga direcția tehnică. Sper că a fost succint la destul de exactă prezentarea mea. Sunt întocmiți o fișă a investiției respective, o fișă care să aibă și istorie acest investiții, cu foarte mare claritate, să fie prezentată fiecărui membru al Consiliului. Nu mi-a ne-a spus că eu n-am înțeles care e diferența între ce am aprobat în ultima dată și cu cât a crescut valoarea acțiunii. N-am înțeles. Din material, n-am înțeles. Nici mi-a spus că n-am înțeles. Diferența. Pentru că n-am precizat în cifre despre aceasta, dar ea poate fi precizată și în cifre. Pentru că probabil ce s-a aprobat n-au impriză în bugetul local. Da? Probabil. Nu știu. Nu, dar nici o nu știu. Probabil ce s-a aprobat. S-a aprobat ca sumă pentru investiții. Da? Probabil diferența asta o să ne-a învățut că știți întregii procesul de achiziție și în buget. Probabil. Care e diferența? Adică e mai interesant. Pe efectare 5 milioane, da? Mai avem pe ăștia 19, 14 milioane, da? Data trecută am aprobat, nu știu cât am aprobat, nu, 10 milioane. Care e diferența? Data trecută am dus la prețuri inițiale și am ajuns de la 187 la 100, prețurile inițiale de 187 la 100 la 149. Prin scăderea degresivă, având în vedere faptul că s-a cheltuit 5 milioane de lei. Deci, noi vom mai avea de cheltuit la acea clădire 14 milioane, din care o parte din ei sunt clar la 5 milioane și nu fac de sus ceva de genul ăsta, și restul din sursele lui bugetul local. În funcție de cum vor fi făcute lucrările, Programul Național de Dezvoltare Locală ne va aloca suma pe care o vom plăti și noi, la rândul nostru, vom contribui și noi. Restul care va rezulta din licitație. Nu, dar ce este și inclusiv, care e diferența între ce s-a aprobat ultima dată și ce s-a aprobat acum? Nu, 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 nu. Eu întreb. Nu mergem de care. Și domnul președinte, dar domnul președinte, care e diferența între ultima hotărâre și hotărârea de azi? Să vă spun eu. Preț. Am dat, vă spun. Nu știu la ce vă referiți, la ce diferență, la prețul de contractare cu cel cu finanțatorul. Nu, domnul președinte, mai indicatorul, mai și indicatorul. La indicatorul din termenul economic. Nu, am citit contractorul. Dar nu știu care e diferența. Păi e foarte simplu diferența. Și doi, nu putem merge pe calea pe care o sugerați. De ce? Pentru că în cazul noi avem investiții succesive chiar la același obiect. Păi dacă îți facem de fiecare dată tot istoricul acestei chestiuni,
Pentru dumneavoastră, care sunteți cei avizați, care e votatul, care aveți posibilitatea să vă informați imediat. Ia, nu trebuie să fi facă cineva diferența de acum, dacă noi avem la îndemână și hotărârile la întrebare și constatările, tot ce nu putem face noi. Deci, la urma urmei, eu am spus să fac această fișă ca să puteți să vedeți cu toții să aveți în față. Da, nu era nevoie chiar de această chestiune, pentru că noi suntem avizați. Asta înseamnă că noi nu știu nici prima dată, nici când am înaintat cererea de finanțare la PNTR, adică niciodată noi nu am spus nimic în legătură cu investiția aceasta. Și nu cred că asta este starea lucrurilor acolo. Eu cred că știm cu toți, dar pentru că știm, la o distanță de studiu mare, unii lucruri sigur s-au mai pierdut din memorie. Nu, 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 deci atunci, constatând faptul că s-au uitat la anumite și că este nevoie de o nouă informare, trasăm deci, sarcina directii tehnici, să le zic, o fișă la aceste circuri. Care este diferența? Care este diferența cine la cea mai probabilă din mandată? Și că s-a văzut că nu are proiectare. Dacă... Sunt trei inginerii care l-au spus. Sunt propriu spus o diferență. Practic, diferența dintre contractul de finanțare, hai să ne exprimăm foarte exact. Diferența dintre contractul de finanțare actual și indicatorii aceștia. Asta ne trebuie nou. Restul nu mai este. Prima dată va fi, deci, 100... 101. Nu. 10 milioane. 10,1 și acum avem 19. Și din august până acum nu crescut. Nu crescut nimic din august. Noi l-am aprobat în august. În august am aprobat. Mă mai lasă, că mă mai nervează. Dacă nu știm despre ce vorbim, în august ce am aprobat noi? Nu, nu lăsați să... Nu spuneam nicio ca toată. În august am aprobat stadiul la care era atunci construcția, când am reziliat contractul. Și am spus, din asta s-a cheltuit, asta a rămas, asta. Și cu asta, deci, discuția este încheiată și vă rog, dumneavoastră, să luați măsurile pentru a depăși acest încredere, că nu putem să explicăm nimic în detaliu de fiecare dată. Vă mulțumesc, dar nu mai am avut discuții, vă supăr că dumneavoastră de articole. Articolul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Articolul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Anexa? Cine este pentru? Împotriva? Abține? Hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? La punctul 25 de ordine de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Vaslui, din domeniul public al comunei Bărciun, județul Vaslui. Are cuvântul domnul Sârbu Florin. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Sărbet. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu avem discuții, permiteți să supun votului dumneavoastră de pe articole. Articolul 1, cine este pentru, împotriva abținere. Articolul 2, cine este pentru, împotriva abținere. Articolul 3, cine este pentru, împotriva abținere. Anexa, cine este pentru, împotriva abținere. Hotărârea în ansamblu, cine este pentru, împotriva abținere. La punctul 20 și... La punctul 23 de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre pentru modificarea primului hotărâre ale Consiliului Județean Vaslui, prin modificarea inventarului modificarea județului de public al județului Vaslui. Domnul Sfântul Florin. Aviz favorabil. Mulțumesc, doamna. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă avem discuții. Dacă nu avem discuții, care nu se văd cu totul interesantă, proiectul de hotărâre pe articolul, articolul 1, ce este pe articolul 2, cine este pentru împotriva abținere, articolul 3, cine este pentru împotriva abținere, articolul 4, cine este pentru împotriva abținere, articolul 5, cine este pentru împotriva abținere, anexele, anexa 1, cine este pentru împotriva abținere, anexa 2, cine este pentru împotriva abținere, anexa 3, cine este pentru împotriva abținere.
Anexa 4, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 5, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 6, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 7, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 8, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 9, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 10, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 11, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 12, cea este pentru plătirea accidentului, anexa 13, cea este pentru abținere, anexa 14, cine este pentru împotriva abținere, anexa 15, cine este pentru împotriva abținere, hotărârea noastră a fost cine este pentru împotriva abținere, vă mulțumesc. Am ajuns la punctul 24, este un proiect de hotărâre inițiat de doamna consilieră județean Ana Gabriela Timo. Dacă îmi permiteți să dau și citire titlului și articolului care mă spune. Dar proiectul de hotărâre de modificare a legii de hotărâre a Consiliului Județean Vaslui, numărul 95/2016, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui, modificare ulterioare. Articolul 1. La articolul 33 alineat 4 din anexa la hotărârea Consiliului Județean Vaslui numărul 95/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui cu modificările ulterioare se modifică și va avea următorul conținut. Ședințele ordinare ale Consiliului Județean vor avea loc de regulă în ultima zi de miercuri din lună la ora 16. Articolul 2 spune secretarul județului va asigura publicarea acestei hotărâri în monitorul oficial al județului Vaslui, pe timp și pe site-ul Consiliului Județean. Dacă avem discuții pe marginea acestui proiect de dacă inițiatorul vrea să da, domnule președinte, stimați colegi, în esență, acest proiect de hotărâre vă propune să stabilim o zi fixă pentru desfășurarea codifică pe lună pentru desfășurarea ședințelor de Consiliu Județean. De ce spun treaba asta? Vedeți? Noi acum suntem în situația de plăcută și pentru unii și pentru alții. Ca noi, consilieri județeni, și vorbesc de toată lumea, nu mai de cei care, de tot consilieri județeni, să ne simțim ofensați. Când unii să pun la dispoziție materiale cu 5 zile înainte, așa cum scrie la, și la lege și la regulamentul pe care l-am aprobat. În paralel cu treaba asta, de fiecare dată secretariatului Consiliului Județean, i s-a atras atenția. Când nu-și face treaba, când nu-și face meseria ca lumea și așa mai departe. Este după mine o situație de plăcut pe care e cazul să o rezolvăm. Acum, eu am o experiență suficient de mare în administrația publică și, mă rog, lăsând la o parte formația de inginerea sfârșit, eu știu, așa mai obișnuit cu planificarea, am spus așa, dacă noi stabilim o zi în care știm că se desfășoară ședința de Consiliul Județean, atunci cu 6 zile înainte de miercuri, joi, cât o să aprobăm noi, toată lumea care vrea să-și prezinte proiecte de hotărâri vine cu el la doamna secretar, care face convocarea și le ridică pe site-ul Consiliului Județean. În felul ăsta nu să mai avem veșnice de discuții, că nu am văzut materialul ceea ce este foarte adevărat, nu să mai avem atât de multe proiecte de hotărâri suplimentare, pentru că lumea, până la sfârșitul, până la data respectivă, o să apuce să-și facă o planificare a sfârșitului. Acesta este motivul pe care am considerat, pentru care am considerat că e momentul să vă propun acest proiect de hotărâri. Acum, esența este stabilirea unei zile, că este miercuri, că este joi. Am înțeles că totuși ar fi mai bine joi, pentru că la aceste ședințe, în mod normal, ar trebui să participe și parlamentari, care joi sunt în teritoriu. Și atunci putem face modificarea din miercuri, ultima miercuri din lună, în ultima joi din lună. După părerea mea, este o chestiune organizatorică pe care am practicat-o și în alte legislatori ale Consiliului Județean și care au avut rezultate foarte bune din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Vă rog, domnule președinte. Iată că avem un proiect de hotărâre inițiat
de doamnă consilieră și întrucât celorlalți proiecturi de regulament a fost inițiat de mine, trebuie să spun și eu, mă văd obligat, de fapt, să spun că va fi în legătură cu acest proiect de hotărâre. Să încep, să vă spun părerea mea despre acest proiect de hotărâre la final, dar am să încep aici cu a face câteva obiecții în legătură cu expunerea exercitului al inițiatorului. Consiliul Județean Vaslui și-a desfășurat activitatea în deplină legalitate de fiecare dată când s-a întrunit. Au existat discuții unei părți din consiliere în legătură cu urgența, oportunitatea, caracterului ca un alt, ca o altă chestiune. Dar nu există nicio singură dată în care părțile fi întâlnit în condiții de nerespectare a legalității desfășurării acestor ședințe. Deci să precizăm foarte bine. De fiecare dată, ceea ce privește exercitarea atribuțiilor, către secretarul, către secretariatul care este asigurat. De asemenea, nu avem niciun fel de obiectiv făcut. Înțelegem foarte bine. Au fost întrebări, au fost numiri. Foarte multe lucruri au fost uitate. Sau poate uneori, datorită urgență, au fost introduse lucruri de asemenea legate. Și ordinea zi și cu votul consilierilor, cel mult din lege, este la fel de adevărat, dar cerut de lege, nu există nicio singură dată în care noi să fim procedat altfel. Nu se fac precizări de acestea care zic eu că se referă la câteva din afirmații făcute în cadrul motivării acestui proiect de lege pentru a putea apoi să vă spun părerea mea de lucru cu această inițiativă. Părerea mea este că poate fi votat. Și dacă vreți să exprim o atitudine din ceea ce vreți, eu voi susține acest proiect de lege și vă recomand tuturor să-l susțin. El, așa cum este intocmit, satisface exigențele ținerii ședinței într-o zi. Sigur că o foarte mare largheță. Pentru că zicem acolo că de regulă. Și vă amintiți de legea fondului funciar, cât de bine a fost pus în operă și ce rezultate excelente a produs, când s-a folosit acolo expresia de regulă.